șoartă egalitate. Da. Dacă mă ești pe asta așa, e de prisos. Că ele vin datorită egalității mai sus, de pe acolo. Se luam ca acolo, prima era egală, era ușor, că 3B plus 3C egal cu A plus 3C. Și... deci, din clipa care ai avut această inspirație, te-a adunat numitorii la numărători, așa... te-ai dus foarte bine. Te puteai opri. Sigur că tu ai dat pe factori, ți-ai dat egal valoarea cu 3 pe 2. Puteai tot atât de bine. Nu opresc acolo la 2B plus 3C. Atât. 2B plus 3C. Deci de aici, asta luată, însemna că 2B... egal cu așa. A? Îmi spune 2, am doua metodă. Și pe asta și pe calea cealaltă trebuie să ajungi la acel rezultat. Deci 2B plus 3C egal cu A plus 3C. Și 3C cu 3C se duce și atunci A egal cu 2B. 2B egal cu A, da. Sau A egal cu 2B. Da. Și subliniem. Apoi, ne luăm de una, să zicem asta de aici. Asta egal cu asta. Da. A plus... A plus 3C. A plus 3C egal cu A plus 2B. 2B. Și se întâmplă acum ca A cu A se ducă și obținem aici... 3C. 3C egal cu 2B. 3C egal cu 2B. Am găsit semnul. Am găsit undeva. 3C da. Egal cu 2B, da? Da. Trebuia să găsim și așa. Ei, acum, vezi că și A-ul și C-ul sunt funcții de B. Scoteam pe B și... scoteam, era... nu. Scoteam pe A și pe C ca să înlocuim. Da, și înlocuiam cu B-ul și... ia să vedem, ne ducem. Deci A egal cu 2B lăsăm așa. De aici, C-ul e egal cu... 2B pe 3. Da. Și scriam 2B plus B. Și atunci expresia e. Expresia e este B. Egală cu 2B plus B plus 2B plus 2B plus B plus 2B pe 3. Da. Totul de mulțit cu. Totul de mulțit cu 1 pe 2B plus 1 pe B plus 3 pe 2B. 3 supra 2B, da. Și egal cu. Era același lucru, numai că era în B. Sigur că da. Și iese B-ul peste tot un factor și jos un B-ul transmitor. Hai să facem de drumul ăsta. Și vinea B pe lângă. B pe lângă 2 plus 1 face 3. Și asupra de prin 3 plus 2 pe 3. 2 pe 3. Ori 1 supra B, ori, da. Pideul la numitor, pe lângă, 1 pe 2, 1 pe 2, plus 1 pe 2, plus 1, plus 3 pe 2. Și cam mai departe cu B cu B se simplifică. B cu B, da. Și venea 90 cu 2, 90 cu 2, 11 supra 3, 11 supra 3, 11 supra 3, ori, ori, acolo vine 2. Ca să fie 2. Da, 2, cu 2 vine. Și 1 cu 2, 3, și cu 3, 6. 6 supra. 6 supra 2. Supra 2. Adică mortal. Da, și venea că. 3 cu 3 simplifică, face 11. Nu mai rapid a făcut. Deci, vezi? Nu mai din clipa, așa. Din clipa în care. Ai sesizat, te opreai aici. Ăstea două egale, numărătorii egal, numitorii obligatorii egal și îți dădea asta. Încă o egalitate o folosești. Numărătorii fiind egal, numitorii egal și obții încă la doua relație. Și dacă ți era clar, foarte clar, că tu nu trebuie să găsești pe A, B și C. Aici n-ai avut tu în minte. Că din două egalități nu poți să găsești trei necunoscuți, îți trebuie să trei egalități. Da? Și trei egalități, nu asta, asta și mai folosești pe asta cu asta, nu? Că aceea este deja consecință. Adică dacă ăsta e cu ăsta, ăsta e cu ăsta, apoi și ăsta e cu ăsta. Egalitatea e tranzitivă, se zice. În concluzie, ne fixăm foarte bine obiectivul. Nu voi reuși să găsesc pe ABC ce concret. Dar ce voi reuși? Voi reuși să aflu valoarea expresiei. Fie că aflu două din ele în funcție de a treia, cum s-a întâmplat în modelul de aici, am aflat în funcție de B. Am aflat în funcție de C. Și data dreptul a fost în funcție de C, dar am consumat destul timp. Da. Da? Deci de aceea facem selecții și... cel mai rapid mod. Da, găsim cea mai rapidă idee.
Dacă lucrurile sunt clarificate, adică ție ți-e clar în minte că nu se pune problema de să-și pe A, B și C, atunci știi exact. Bă, două egalități de forțe din acestea. Indrept că aici a fost interesant, s-a simplificat, s-a dat 3 pe 2 și a fost nu știu ce, dar nu te-a ajutat. Doar te-a încurajat să mergi pe drumul acela în care îți consumi foarte mult timp. Da. Că știi bine că noi luând acolo erau 3, dar una aia se suprapunea. Și... adică era deprisos cea de-a treia egalitate. Tocmai asta am și remarcat. Da. Te rog. Nu mai am, nu zice să... Hai, să mai facem acolo ceva care îți place ție acolo. Păi ne-am făcut pe toate. Și la... și la casă? Da. Păi le-am făcut doar pe toate, la teme. Nu se poate să mă mai pe ceva. Păi am terminat de la 3 stele pe toate și de la 2 și la 1. Deci toate ce s-au fost date la... Toate, deci. De ce ceasul? E 6 jumate. Hai să încercăm și una de la 7 stele. Ai curaj? Nu. N-ai curaj? Nu. Dar de ce? Nu știu. Păi, dacă încercăm... mai avem o șansă. Dar tu acum ai vrea să ajungi mai degrabă acasă, după cât îmi dau seama. Așa, așa, așa. Tema pentru mâine ce mai e? Am multe la română și la tehnologie, te să ajung la mall. Dar și la multe te ajungi. Da. Da. Hai să ne oprim aici ca să nu te dau peste cap, că programul tău este... Eu mai făceam lucruri, mi-mi place. Da, bun, atunci. Sper să ajung. Hai să nu spun tot promite și dacă avem de ieșit tu, de consumă mult, știi? Și mai este din locul mai dificil, probabil că avem ceva... Asta mi-e frică. Asta ți-e frică. Da. Nu-ți rămâne timp și pentru mor. Să ajungi și faci tema lumea. Bun, hai, ne oprim atunci. Ok. Da, care nu trebuie să nu uitați să tot like și să vă abonați la profumare. La revedere! La revedere, dragilor! Apoi, așa. Să vină testul. Îți mai niciodată că fericit sau vă aștept să vină testul niciodată.